Echipele Horticultura au dat o nouă față spațiului verde de pe malul Begăi. Spațiul va fi transformat într-o mini pădure urbană. Săptămâna aceasta, echipele Horticultura au lucrat la amenajarea spațiului verde de pe malul Begăi, pe bulevardul Vasile Pârvan. După ce zona a fost evacuată de deșeuri, moloz și pământ de echipele primăriei Timișoara, colegii noștri au lucrat în paralel alături de Colterm și SDM. Am pregătit terenul, am montat sistemul de irigație și am început plantările de arbu. Pentru amenajarea viitoarei mini păduri urbane am folosit 1920 de tone de pământ pentru plantat și 750 de tone de compost vegetal. Am început plantările cu arțari și vom continua cu pini, carpeni, frasini, ulmi și stejari, în total 150 de arbori. Vom completa zona cu arbuști și plante perene, iar la final vom gazona terenul. Transmit reprezentanții Horticultura.